Unde chiar sunt unde este chiar drum, asta e chiar interesant. Adică sunt drumuri atâtea, intrări. Take the ferry. Asta zic, take the ferry. Unul deja pleacă. Nu, unul deja pleacă. Da, s-ar putea să fie the Gulf Island. Păi sunt multe insulițe, e foarte frumos. Vrea pe altă fere. Dacă mă întrebați unde am ajuns, sunt sculpturi din nisip. E un concurs, avem un jeton și cel care ne face vom susține fie sculptură, castel, ce-o fi. Hai să facem aici un tur să vedem unde lăsăm jetonul. Și da, fiecare sculptură își are poza meșterului și ceva o istorioară. Deci, desigur, nu am timpul, nu despun de timpul ca să iau să citesc pentru fiecare. Asta de-i zice că a mers în Rusia cu șapcă. Da, interesant ce a făcut. Aici castelul, dar aici prințesa. Fashion impression. I would like not to be involved with you any longer. Cred că asta îmi place. De ce n-am idee? Ceva misterios, în același timp științific. Cred că o să pun jetonul aici, fără ca să mă mai gândesc. Dar să nu le prea place la oameni algoritmul. Ha, ce interesant! Asta se numește My opinion is louder than yours. E așa. Eu zic întotdeauna o opinie are o altă opinie, adică în sensul un argument are un contraargument, trebuie doar să-l găsești. Interesante creații.
Și asta e interesantă, de zice că e o carte poștală. Portretul tot este bine făcut. Acolo Atlantic City, don't forget the worker. Da, interesante creații. E prima dată când merg la o expoziție de sculpturi nisip, casteluri, sculpturi. Bell. Și ultima. Great grandmother. Iar aici, în spatele meu, este o zonă micuță pentru copii ca să facă și ei aici casteluri în mijlocul acestor creații superbe. Deci chiar aici unde sunt sculpturile am văzut o hartă și am văzut că sunt sticuri puse. Aș putea să văd dacă cineva a pus aici. În România au venit deja 3 persoane. Și uitați-vă de Moldova! A venit din Moldova cineva, este un moldovean de aici! Moldoveanule, unde ești? Sau moldoveancă? Bine, trebuie să pun și eu cu aici un stick. O, 1, 2, 3 și nu se mai vede Moldova. De pe hartă se înțelege de unde au emigrat oamenii pe aici. Cred că nu sunt doar turiști. Da, da, da. Și alte care mai mulți au venit din partea de nord a Americii. Câțiva din Africa. Și iarăși pe aici din adică care au venit mai mult, care au emigrat. Nu cred că turiștii din Filipine au venit aici acum. Nu. Acolo, de acolo au venit inimile lor. Da. Și tot acolo. Da, da. Uite și din Japonia este, sunt aici, Coreea de Sud. Da, interesant. Câtă bucurie pentru copii ca să stea în apă, să se joace. Mi-ar fi plăcut și mie când eram copil să am așa instalații. Da, e vineri și cred că toți sunt acolo unde este parcul. Dar ce vânt! Wow, câtă istorie aici! Credeam că este vorba doar de nativii, dar pare să că aici este și istoria al doilea război mondial. Foarte frumos! A, sunt mai mulți? Ce frumos le dea culege fructe de pădure. Deci este foarte frumos. Se aude un câine acolo.
Ai văzut? Tribal. Mă duc de partea aia altă să-i văd de sus, nu? Oamenii au venit la scăldat. Wow, dar ce pietre sunt aici. Foarte frumos locul. Wow, eu sunt aici aproape chiar. Aici, așa. Pietrele astea, cum sunt puse, de zice că deasupra, de fapt, a fost ghețar. Cu siguranță a fost ghețar. Cum s-a dus ghețar. Da. Wow. Wow, ce frumos. Pădurile sunt foarte frumoase aici. A, este un cimitir aici? De nave. Că intrau pe ceață, se forma ceața. Da. Intrau în stâncile astea, că e foarte wow. Dar vezi cum a intrat ceața tocmai aici. Yeah. Este foarte frumos. Și cineva se încălzește. Pare așa că este soare, dar într-adevăr e soare, luminos, dar e frig. E rece. acolo un domn face focul. Ne ducem să punem micii facem pe grătar. Noi. Da, facem. Așa-i? Da. Eu vorbesc cu câinele. De ce tu prinzi acolo? Nu este salmon pe aici. Ce prinzi tu acolo, ha? Stă la pândă. Gata. Ce interesant stă. Hei, cățelul. Nu trebuie să-l... Hello. Lumea aici se distrează. Care și pe unde... Să vedem cine este pe aici. Da, apropo, să știți că este o lege pentru a face foc de camping. Vine domnul și vă spune, începând cu orele 10, să nu mai puneți pe foc și să stângeți până va fi rece. When we're going out for our dinner and we're going to order kids that good a pizza, I'll stay with the kids. I think we should have a pizza and send the kids over dinner. Yeah. Did he cheat a little bit there? Maybe. Okay. You see? Yeah, I can see. What? Nothing. Just warming up. We did the other things and then we were driving around looking at beaches. And we're like, hey, let's go look at this. And we walked to the front desk and they happened to have I never did look. Oh, nice. So it was just kind of by fluke. That's a good fluke. Mm-hmm. But we will be back. Yeah, it's beautiful, actually. Frumos, aici. Wow.
Salutare, salutare! De unde vă salută? Aici, de pe o plajă paradiziacă, într-un loc din Columbia Britanică, foarte frumos. Din păcate, cum vedeți, este ceață, nu pot să vă arăt frumusețea locului. E interesant să vedeți cu câtă pasiune practică aici canadienii surful sau cu cât calm, relaxare se pun aici pe plajă, bronzează și se bucură de momente între prieteni sau în familie. Se aude undeva. Adulții au pasiunea colibilor, cum vedeți aici în fața mea. Copiii undeva în dreapta mea făceau bordei și casteluri de nisip, iar noi ne-am pus aici, la umbră, la umbra umbrelei, și am profitat de un picnic. Plimbându-mă pe această plajă, mi-am adus aminte de Costa Rica. Este ceva asemănător, anume culoarea nisipului și reflectarea soarelui cu apa care puțin stagnează pe suprafață. Dar mi se pare că cineva mi-a zis că te face să te gândești la Hawaii. Poate deoarece este spre direcția Hawaii-ului, suntem pe partea Oceanului Pacific, probabil. După cum arată aceste imagini, aici este paradisul surfului, dar și a oamenilor cărora le place plaja, apa. Nu importă că este foarte rece, apa este undeva la 10 grade. După cum vedeți, canadienilor le place apa rece. Desigur, ei sunt învățați cu iernile lungi, chiar dacă aș spune că în Columbia Britanică pe alocuri nu este zăpadă cum ar fi în Vancouver, dar mai mult la munte. Uitați-vă la oameni gata echipați să meargă în apă. Vreau să vă arăt ceva foarte frumos. Am auzit kiwiin pe aici și pare să fie multă lume. Ceva se întâmplă. Vă las să descoperiți ce este. Oh, o nuntă! Nu-i așa că locul este superb pentru a face o nuntă? Și vă atrag atenția să vedeți cum e îmbrăcată lumea, foarte simplu. Nu e fudulie. De ce zic asta? Pentru că la noi în Moldova, când fac nunți, toți oamenii trebuie să fie chitiți. Și nu așa, dar uneori peste măsură. Dar pare să că simplitatea este mult mai frumoasă. Nu că e o judecată, e un fel de comparație așa banală. Așa, Maria. De parcă zice că nu ești în... Foarte frumos și lumina e frumoasă, aici, da. Nu, sunt 19 grade aici. 19 grade? Și în Vancouver câte? 40? 32. Am putea opri undeva la aici. Da, da, da. Nu știți unde sunt ghetele aruncate? Nu, uite că uite, vin încoace. Uite aici. Uite asta, nu e roșie? Nu? Poate da. Vezi, dacă e moale, e bună. E moale sau tare? E moale sau tare? Moale.
Pe dacă e moale, e coaptă. Interesant este de parcă ar fi o poiană. Nu știu unde sunt ceilalți. Ei au făcut ieșirea la ocean așa surprinzătoare. Nu te aștepți să treci dintr-un tunel verde? Dar ce se ascunde acolo, Andreas? Ce se ascunde acolo? Vreau să te prind cum e. Ce faci acolo? Filmezi și tu? Da? Pare să că soarele este în fața noastră. Probabil o să avem un apus de soare frumos. Wow! Sunt două plaje. Alex, de ce faci tu acolo? Te joci? Așa nu-ți place ție pălăria, a? Alex? Iată așa, știi copilul ce nu vrea. E mai greu să meargă. E mai greu cu nisipul. Uite când eram eu la de un an de zile. Da. Vezi câte vizualize. Ce te-ai îmbătat? Noi am venit aici să vedem apusul soarelui. Andrei instalează cortul să fie puțină umbră, să nu ne ardă soarele. Și credeam că o să putem să facem un foc de tabără, dar este interzis. Este o altă plajă unde am făcut aseară și altă seară foc de tabără. Asta este. M-am cătărat pe stâncile astea, de parcă sunt sculptate, ca să văd priveliștea mai frumoasă.
Ah, ce frumos este! Wow, ce frumoase sunt casele astea aici, între stânci, casele modeste, dar cred că viul este de milioane. Da, cred că aici trebuie câteva milioane ca să locuiești în așa, cu așa peisaj, în așa mediu înconjurător, ocean, stânci, pădure. Lidia tot filmează. Pare să fie cel mai bun fish and chips din acest loc, din Tofino. Sorry, we're closed. These are the last people today. Am avut noroc să venim ultimii, să prindem apusul soarelui. Și am văzut lumina frumoasă aici în pădure. Și am zis, cum să nu vă arăt această frumusețe, culoarea aurie. Wow! Suntem copleșiți să vedem astfel de apus de soare. Cum vă place fish and chips? E bun? Trebuie să gust și eu. Foarte bun. Rockfish. Prima dată mănânc rockfish. Ce interesant este că ieri am prins nunta aici și era apă, deci este flux, reflux, și am ieșit la o plimbare matinală înainte de a pleca, de a pleca din acest mic paradis din Columbia Britanică. Ce interesant este aici să vezi, să vii și să vezi mai de aproape ce este pe fundul oceanului, culorile astea așa frumoase. Deci pare că este toamna în ocean. Ce interesantă această, cred că e acest tip de algă. L-am văzut în Patagonia. Să știți că eu am fost în Patagonia pe corabie cu pescarii și am avut ocazia să am o experiență cu pescar, să mergi în strâmtoarea Beagle și să mănânci crab regal,
să mănânc scoici, chiar proaspăt prinse. E ceva nemaipomenit de frumos să călătorești cu un rucsac în spate pentru că experimentezi niște situații pe care eu le numesc inedite. Acolo este o familie cu copii care merg să le arate copiilor cum se prezintă natura. Wow, ce frumos este! Să vă arăt ce văd și eu pe jos. De oare pe aici se pot vedea, vedeți niște melci acolo, undeva cineva a văzut și o stea, o stea de mare. Ceva s-a mișcat acolo. Sunt și crabi. Iată, uitați-vă, un crab acolo. Sunt foarte mulți crabi care au murit. Ce e ăla? Se uită așa la noi. Vedem dacă o să se miște aici. Wow, ce interesantă este această creatură. Coquillage incrustacé. Este un cântec francez. Așa, și uitați-vă, da, apropo, astea sunt, dacă nu mă greșesc, bigorneau. Da, sunt bigorneau. Eu știu cum să le pregătesc. 5 minute le pui într-o apă, nici nu trebuie să arată, doar cu mirodenii. Și îmi place foarte mult, la nebunie, cu o bere proaspătă, e perfect, și pui să mult piper, să fi știut, făceam. Wow, ce de multe sunt aici! Bigornouri ar fi, se numesc melci de mare, nu știu. Wow, ce frumos este hotelul pe acest fundal. Da, plimbarea matinală este superbă, energetică. Se contractează. Vreau să verific dacă aceste scoici sunt vii. Nu, aici deja nu mai este. Dar ce multe sunt! E atât de curioși. Este o stea aici. Și uitați, este altă stea mult mai mare aici. Dar dacă sunteți atenți, pe stânga stelei aici, iată, sunt niște peștișori care stau lângă stea. De parcă ar apăra o. Ce interesant este, această stea e roșietică, dar asta este violeta. Așa arată lumea mea. Dacă nu mă urmăriți încă pe Instagram, The World of Natalia, lumea Nataliei, veți vedea stories-uri zi de zi, ce fac. Cel puțin 1, 2, 3 stories-uri, ca să vedeți pe unde sunt,
pe unde mă plimb, nu întotdeauna vlogurile țin pasul cu mine, dar cel puțin Instagramul da. Wow, ce frumusețe! So it eats snails? Yeah, any kind of little fish. Oh yeah, so that's very weird. It wants to eat your finger. Why it has a sort of sticky. Oh, interesting. Tentacles, it'll sort of grab onto things and then pull it them. Go in. By and then it. It's like chewing gum. Yeah. Elite fish, but then there's certain fish that will have. I'm scared myself. Yeah. This other fish, it'll grab. Finding Nemo. Nemo lives in a sea anemone. Get back! It's weird. Dacă vă uitați înălțimea stâncii, ne aflăm sub apă la cel puțin 2 metri, pentru că eu am 1,78 m. Pentru oamenii care mă văd în vloguri și când mă întâlnesc real, zic, wow, dar tu ești foarte înaltă. Păi da, 1,78 m, și aici suntem peste 2 metri de adâncime, deci pentru că a fost refluxul, am intrat sub apa virtuală ca să vă arăt frumusețea locului. Okay, sunt ceva informații despre tsunami și cutremure de pământ. Da, am uitat că suntem pe coasta de vest a Americii de Nord. Deci dacă în America, atunci când a fost cu Nick, îmi spunea că sunt mișcări tectonice, aici este aceeași chestie. E ceva logic, dar mi-a scăpat, mi-a spus Lydia. Mergem la un mic hike să vedem farul. Lydia, ce faci? Vă urmăresc. Unde mergeți voi? Unde mergi și tu? Ok. Începe educație aici. Da, de ce frumos e arăși. Păinițe. Ce trasee frumoase au aici în genere, în Columbia Britanică. E un aer așa de curat aici. Da. Cel mai curat aer care vine de la ocean, nimic, niciun obstacol și pădurea asta bogată și seculară, uite-te, copacii mor. Da, da. Copiii se bucură. Bucurie cam mare acolo. Ce spuneai, Lydia, că este aici? Aici este... Spune, vrea să spună... Pacificului? Deci da. Se zice cimitirul Pacificului pentru că sunt multe stânci și navele, necunoscând configurația apelor, intrau și sunt foarte multe pave în zona asta. Da, și sunt foarte multe stânci. Da? Da, 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 da. Dar nu auzea acolo că era după rocă. Ah, da, da. Și noi l-am văzut pe ăsta care face care cu clopot. Dar ce este mecanismul ăla care face așa ce ar fi? Deci ce mecanism are? Ce
ceva pe baterii. E făcut, vreau să zic, e electric? E de la vânt? De la ce? Cred că e mai mult pe energia... apei? Apei. Știi ce vreau să zic, Lidia? Am înțeles ca să, să poți să ai o imigrație cât mai ușoară, trebuie să fii animal. Nu ai nevoie de pașaport. Treci de pe un continent pe altul fără nicio problemă, da, fără n-ai nicio grijă. Da. Te supui sistemului ecologic. Ecologic, e adevărat asta. Nu m-am gândit niciodată. Să călătoresc atât pe lumea întreagă și să nu fi știut până acum ce înseamnă această spumă albă creată de valuri. De fapt, este un amestec de plante unicelulare cu aer și apă, ceea ce face spuma. Eu care am fost în Bretania, Bretagne du Sud, acolo lângă Carnac, pentru cei care cunosc Franța, am văzut spumă de aia, dar nu știți, puteai să mergi ca într-o baie, era atâta spumă și nu știam de la ce se face. Da? Vulpea? Very good now. Patru. Andreas, de ce vezi tu acolo? Este pește? Unde? Ia să vedem. Mergem? Mergem up there. Pa, pa, mulțumesc foarte mult, la revedere! Yeah.